Bună ziua, sunt Emilia Babu și astăzi l-am alături de mine pe domnul Ioan Picu, viitor consilier județean, ales pe data de 9 iunie. Bună ziua și bine ați revenit la noi în studio, domnul Picu. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Cu drag, felicitări pentru rezultat. Mulțumim. Vă așteptați la rezultatul acesta care a fost pe data de 9 iunie? Da, cu siguranță, 100%. Cum îmbrățișați viitoarea alegere de consilier județean? Urmează la sfârșitul lui septembrie să fiți numit oficial. Da, deocamdată nu s-a schimbat nimic. Sigur. Deci absolut nu s-a schimbat nimic. Ba din contră, am puțin anxietate că deja tineretul vine și haideți, ce faceți? Când intrați? Adică foarte multă lume nu știe că nu am intrat încă în, da, în pâine, cum s-ar spune. Și deja au așteptări foarte mari, îmi dau mesaje cu grob din oraș, cu haide, ajută-ne aici. Treceți la treabă. Treceți la treabă, da. Și încă o speță, foarte multă lume nu știe diferența între Consiliul Județean și Consiliul Local. Adică multă lume crede că sunt la Consiliu, că țin de primărie și de, da, local, de oraș. Pentru că campania am făcut-o pe municipiu, m-am axat pe municipiu și de asta confuzia aceasta minoră. Și e presiune mare, dar e presiune constructivă. Știu că este de vreme, și, dar vă întreb, că nu am cum să nu vă întreb. Aveți ceva planuri de viitor împreună cu viitorul președinte, domnul Florin Mitroi? Planul de viitor e acel master plan pe care l-avem de la început. Suntem, planul de campanie. Planul de campanie e să facem treabă. Deci acesta este planul general în care se va regăsi în orice micro alt plan. Deci vom face treabă unde ne vom implica, cu siguranță vom dezvolta județul. Sunteți încrezător? Da, foarte. Adică de când am luat decizia, sunt foarte încrezător în echipă și în special în Florin Mitroi. Toată lumea știe. Toată lumea știe și noi știm cu toții că aveți o relație deosebită dumneavoastră cu domnul Florin Mitroi. Păi tocmai de asta sunt relaxat și chiar am toată încrederea că nu se va schimba, pentru că am o istorie de peste 15 ani cu dânsul. Deci nu cred că se schimbă de pe zi pe alta, cu siguranță nu. Ați intrat în această cursă datorită domnului Florin Mitroi? 100% da. N-aveam un plan. Nu ați mai cochetat cu politica? Nu am cochetat, n-aveam un plan, nu mă gândeam nicio secundă. Anul ăsta vreau să ne vedem de treabă în business, aveam planurile făcute, le aveam, adică ele funcționează, dar acest nu era de refuzat. Deci dacă a fost despre om, despre persoană, putea să fie din orice altă parte, nu refuzăm pe Florin. Pe Florin nu aveați cum să-l refuzați. Da, nu. Da, vreau să schimbăm așa puțin tematica și să discutăm despre zumbici. Știu că acum în perioada aceasta a campionatului european de fotbal este aglomerat seară de seară și în special când joacă România. Da, acum țin să le mulțumesc foarte mult băieților care joacă pentru echipa națională. Ne-au făcut vara. Noi avem un parteneriat cu o firmă, nu pot să-i dau numele, care ne-a furnizat un ecran LED de 50 de metri pătrați pe plajă, deci este 8K, se vede pe zi perfect. De la începutul campionatului am avut sute de oameni la fiecare meci, dar după meciul României, la care am avut 1200 de persoane la primul meci, care a câștigat cu 3-0, efectiv s-a schimbat tot campionatul. A trebuit să demontez un sfert de plajă, să aduc mese de festival, am închiriat mese de eveniment și am mărit capacitatea la peste 2000 de persoane. La meciurile României e haos. Adică după meciul cu Belgia, în aceea seară am umplut pentru meciul cu Slovacia și la meciul cu Slovacia deja toți care erau acolo au vrut și la meciul de astăzi, care începe în câteva ore, chiar am foarte multe emoții, că e o șansă unică de a ne califica, chiar avem șanse acum. Adică dacă de obicei cu Olanda n-aveam nicio șansă, acum băieții noștri chiar, nu știu, parcă o mâncat jăratec. Sunteți încrezător? Aveți sunt foarte încrezător. Pronostic? Chiar am fost la meciul trecut în Frankfurt și am trăit una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea. Am avut o gașcă foarte frumoasă de băieți din Constanța și s-a văzut, adică România, care de obicei suntem dezbinați, suntem, domnule, toți sunt mai buni ca noi, lasă-i că noi suntem de la coada clasamentului, nu. I-am susținut și am fost cam 80% din capacitatea stadionului, o mare de galben, și i-am susținut și a fost, băieții s-au dăruit atât de mult încât rezultatul acela de egalitate a fost o mare victorie pentru noi. Deci sunt foarte încrezător că la fel se va întâmpla și în seara asta. Un pronostic, cred că va fi 0-0 și vom ajunge la penalti unde vom bate. Unde vom bate noi. Da, ar fi minunat să fie și cu hype și cu emoție foarte mare. Chiar sunt încrezător și le mulțumesc încă o dată. Ne-am făcut o campionatul de atunci. Cererile nu doar pentru meciul cu România, și la toate meciurile avem
capacitatea aproape plină seara pe seară. Da, cred că toată țara la ora 19 va fi prezentă acasă sau unde... Deci nu, eu nu simte după revoluție când efectiv toată lumea să fie pentru culori și să cânte și să vină, adică la meciurile acestea 50% sunt bărbați, 50% sunt femei. Ceea ce nu se întâmplă niciodată așa ceva. Suntem foarte, foarte mândri și încă o dată țin să le mulțumesc să fie bine. Doamne ajută! Cum vedeți începutul acestui sezon estival? Pe plan personal, noi am început în aprilie sezonul estival. Deci cam primii, ați dat startul. Noi suntem, da, colaborat cu campania, deja pot să spun că sunt la mijlocul sezonului. La noi a început foarte bine, cum vă spun, am început cu dreptul și datorită acestui ecran imens cu activările pe care le facem. Am avut evenimente de 1 mai cu un târg de haine foarte mare, la fel de Rusalii, weekendul acesta de Rusalii a fost mai plin decât orice altă Sfântă Mărie de când am eu plajă de 13 ani. Deci a fost un haos foarte bun. Plăcut. Da, plăcut. Sezonul a început foarte bine. A fost ca un turn on off. La 1 iunie a venit căldura. Deci fix la 1 iunie și de atunci până astăzi, și vedeți, sunt 30 de grade constant. Deci ne-a ajutat temperatura. Deci sezonul a început foarte ok. Acum, săptămâna aceasta se dă bacul. Se termină și cu examenele și începe cu adevărat sezonul estival cel calendaristic școlar. Că până acum, cei care au făcut treabă cu evenimente au avut și clienți, cei care nu sau așteaptă vacanța copiilor. Adică pentru foarte multe, foarte multe business-uri, acum începe sezonul. Cum îl văd? Îl văd ca anii trecuți. Adică, la fel, în anii trecuți, anul trecut, cine investește, a fost o problemă. Cine investește face treabă, o să-i meargă. Cine nu, nu. E atât de simplu. A început românul să fie atât de selectiv încât să privească și partea cealaltă a lucrurilor, investiția și cum arată localul. A început să aibă o cultură, pentru că în ultimii ani s-au făcut bani în România și au început să și călătorească mult mai mult și clar... Și e normal să selectezi după servicii, după preț, adică să nu te mai numai la preț, că de multe ori prețul te păcălește. Acum trebuie să te uiți la un raport calitate-preț, că de multe ori nici prețul cel mai scump nu e cel mai calitativ. Dar trebuie să începi să citești review-uri, să vezi, să-ți faci tu planul în funcție și de nevoile tale. Dacă ești familie cu copii, e aiurea să duci în zona cluburilor, că nu o să poți să doarmă copii și după aceea trebuie să faci reclamații. Sau la fel, dacă nu ai copii, degeaba duci într-o stațiune în care nu ai ce să faci seara și după aia spui, uite că n-am nicio activitate. Adică ține și de fiecare om să-și caute modul de cum vrea să-și petreacă timpul liber. Da. Și iar despre operator e foarte simplu. Cine e gospodar, cu siguranță va reuși. Anul trecut... Acum 2 ani, de fapt, când a fost problema, că sunt probleme care nu țin de tine, de exemplu, ca operator. Cum a fost prețul parcării? Nu mai este acesta. Reculul a durat un an, nu cred că mai ține nimeni cont. Acum, domnule, acum 2 ani a fost, cât era, 90-100 de lei pe zi. Da. Deci, clar, nu mai e o problemă. Am trecut o problemă foarte mare, a fost vremea. Deci, în continuu, fiecare weekend... Da, s-a pornit cumva cu stângul, vara a început cu deci, stângul. Pe două săptămâni, în iulie, imediat după nevărsică, de asta chiar începe acum, apa a avut 14 grade. Și românul, după pandemie, că s-a schimbat tipologia lui, nu-și mai face early booking cu câteva luni înainte. Așteaptă last minute. Pentru că, ce să vezi, găsești unde să mergi. Și last minute depinzi de vreme. Și te uiți pe vreme și dacă vezi că ți-arată furtuni, ți-arată vânt, ploi sau apa rece, te reorientezi și tu spre munte sau stai acasă ca să ții bani. Și de asta, acum, ce ține de factor extern, a început bine. Deci chiar a început bine și rămâne factorul intern al omului care e gospodar și merge. Vorbiți despre un gospodar, dar există la noi o egalitate și o proporție între calitate și preț? Eu cred că există. Deci cei care își fac business-ul și fac calculul la volum, exemplu, pot să dau exemple? Vă rog. Hotel Yaki, care are și spa, are și sala de conferințe. Hotel Yaki deschis tot anul. Păi la el clar e calitate-preț pentru că poate să-și facă o previziune pe tot anul. Dacă tu nu ai deschis și te bazezi numai pe această lună jumate de acum încolo, e puțin mai complicat pentru că atunci când deschizi doar o lună jumate nu ai oameni pe care să-i angajezi. Efectiv, nu găsești de unde să iei. Vă aflați în această situație? Nu mă aflu în această situație la plajă pentru că la plajă la noi se roagă de noi părinți
ai, părinții ai copiilor să-și trimită copiii la muncă, prietenii noștri. Vreau să muncească și ne sună. Au 17, 18, 19 ani, vreau să muncească. Ca volum nu am problemă, clar. Deci eu angajez că vreau să capete experiență, nu neapărat ca ospătar, ca ajutor, ca beach boy, ci să capete experiență să înceapă relația interumană cu oamenii și cu servicii. Dar acesta este plusul, că nu am problemă. Deci volumul, și azi dimineață mi-a scris cineva, vreau să trimit că termin acum bacul, vreau să intre la muncă. Minusul meu este că serviciile nu sunt la nivel de 10 din 10 pentru că sunt new entry toți, adică iau de pe băncile școlii care n-au muncit niciodată. Educați puțin. Exact, și educația aceasta când este în full sezon, să fim serioși, e foarte complicată. Că dacă veneau în martie, în weekend, fiecare weekend ai să le facem puțin training, da. Și acum acesta este minusul nostru, încerc să compensez cumva angajând 20% în plus personal față de cât aș avea nevoie. Mi-asum cheltuiala în plus și serviciile puțin mai încet, mai slab, mai cum vrei să le luați, dar știi, adică în momentul în care vezi că te servește un copil care îl vezi că e educat, îl vezi că e frumos, mai lași de la tine. E, asta mi-asum eu de ani de zile și văd că funcționează pentru că la rândul lor, acești copii îmi aduc clienți, prieteni de ei lor. Adică lor nu le rușine să spună că muncesc la noi, ci e mândrie pentru ei. Și în weekend, când sunt liberi, că poate muncesc alții în alte părți sau în timpul săptămânii care au vacanță, vin că haide că am prietenul meu că lucrează acolo. Și în sensul ăsta am dezvoltat o comunitate foarte frumoasă. Ce îmi place, că sunt și copii care se dezvoltă în interiorul locației. Adică la început vine ajutor de ospătar și îi place și după aia ospătar. Rămân până după ce termină facultatea, când pleacă în alte părți și pleacă pe meserie, adică pe altfel de meserie. Da, da, da. Meseria de ospătar, din păcate, e foarte, foarte rară. Deci nu mai privește lumea ca pe o meserie, toate că e foarte bănoasă. Referiți la un ospătar calificat. Ospătar calificat să vrea să ai chemarea pentru ospătar, că trebuie să ai o chemare. Adică sunt câțiva în oraș și eu merg la locații și pentru ospătari. Pentru că știi că te-ai așezat acolo și deja ești pe pilot automat. Adică omul vine și te ia, îți dă să mănânci, să bei, după, chiar dacă tu poate nu voie să mănânci sau să bei. Dar el te face să te simți atât de bine încât să fii fericit că dai bani. Sunt foarte rari și ar trebui, și e foarte bunoasă, adică dacă stai să faci socoteala, cine aleargă, alergi foarte mult. Adică am văzut un băiat chiar în Frankfurt, acum un român, avea un ceas în care și măsura pașii, avea 37.000 de pași. 37, adică înseamnă cam 30 de kilometri avea în ziua aceea și era cu zâmbetul pe buze la 11 noapte. Dar mi-a spus că face între 5 și 7.000 de euro pe lună. La Frankfurt. La noi faci 3.000, 4.000 de euro pe lună. Deci sunt foarte, este foarte mulți bani. Este o meserie bănoasă. E o meserie bănoasă, dar trebuie să fii serios și că cu siguranță nu este ușor. Adică cel puțin vara, când toată lumea e agitată, toată lumea vrea acum, toată lumea, domnule, dau bani, e dreptul meu să am serviciu acum. Adică și întâlnești, că n-ai cum să nu întâlnești astfel de persoane agitate și nervoase, dacă cedezi la un moment dat. Dacă ai meseria și știi meserie, știi cum să iei, să fii ok. Deci de asta sunt pe partea de plajă, sunt foarte ok. La restaurant, că avem și un mic restaurant, acolo mai complicat puțin, pentru că sezonul, tot timpul, chiar dacă suntem în Constanța, nu e pe litoral. Și lumea confundă, angajatul confundă. Domnule, a venit vara, vreau preț de... Că dacă nu-ți plec pe litoral, îți plec la 500 de metri mai încolo și îmi dă... Timp de o lună jumătate îmi dă salariul cu 30% mai mult, dar după aia nu se gândește că vine toamna și locația aceea se închide și trebuie să vină înapoi. Acolo avem e puțin mai complicat, dar asta e treaba. Adică, vă condiționează într-un fel angajatul. Nu există business să fie ușor. Da. Dacă știți dumneavoastră, poate e voie ușor aici, adică... Peste tot este aceeași problemă. Noi avem și boala aceasta, român. Domnule, ce fac tu e cel mai greu? Ce faci tu e ușor, îți văd doar la punctele pozitive, uite, stăm la masă, microfon, vorbim și gata, uite ce ușor a fost. Dar munca din spate nu vede nimeni. Cât ți-a angajat, câte calculatoare, câte chirie, cât CAS-uri. Adică... Și multe altele pe lângă. Exact.